Văd mulți prieteni, oameni de vârsta mea, blocați, pierduți, neștiind ce să facă în continuare, neștiind pe ce drum să meargă, iar asta îi macină. Inclusiv eu mă simt așa și majoritatea oamenilor au avut un sentiment de genul la un moment dat. Și e frustrant. Există perioade în viața unui om de incertitudine, ești pus în fața unei alegeri și nu știi ce să alegi. Nu contează ce fel de alegere este, poate îți alegi facultatea, cariera, viitorul, poate e vorba de o relație amoroasă, să-ți alegi pe cineva cu care să fii. E persoana aia potrivită, e cariera pe care vreau să o urmez potrivită pentru mine, voi avea succes în ea. Vei avea de luat alegeri importante în viața ta și aceste situații în care ești pus de viață produc anxietate, pentru că tu nu poți să știi viitorul, nu știi ce rezervă viitorul și asta aduce anxietate. Ce e de făcut? Cum poți să reduci această anxietate la care e supus fără să rămâi blocat? Aceasta e întrebarea la care voi încerca să răspund în videoclipul de azi. M-am gândit la 3 lucruri care te pot ajuta atunci când te simți pierdut în viață, ești în impas sau nu știi ce alegere să faci. Primul lucru este să îți asumi responsabilitatea alegerilor tale. Nimeni nu poate decide pe ce drum trebuie să mergi tu. Asta este și trebuie să fie strict alegerea ta. De ce? Pentru că dacă nu e decizia ta, nu vei fi suficient de motivat încât să mergi în continuare până la capăt pe drumul ăla. Și exemple sunt destule. Copii care merg la facultăți alese de părinți ca mai apoi să renunțe pentru că realizează că nu asta vor să facă, astfel pierzând timp foarte valoros din viața lor. Sau mai grav, poate să fie cineva care să fi terminat școala aia și după să realizeze în timp ce e angajat că nu e de el. De exemplu, un tată care își îndrumă copilul să dea la poliție pentru că oferă stabilitate jobul ăla și ești plătit destul de bine. Copilul realizează prea târziu că nu e pentru el chestia aia și că vrea să facă cu totul altceva. Deciziile importante trebuie luate de tine. Asta te face un om puternic. Doar lașii își lasă soarta în mâna altora. Al doilea lucru care te poate ajuta atunci când te simți pierdut este să realizezi că e mai importantă călătoria decât destinația. Esența este să te bucuri de călătorie și să nu te gândești la destinație. Există această idee că orice factor extern nu te poate face fericit pe deplin. Așa va fi mereu și de asta tu trebuie să conștientizezi că orice alegere, carieră, job vei lua în viața asta, rezultatul final, succesul în domeniul respectiv, nu te va face fericit pe vecie. Fericirea e o țintă în mișcare, e ca un abonament pe care trebuie să-l plătești din lună în lună. Nu e ca o bicicletă pe care o cumperi odată și gata, după rămâne a ta. Fericirea și mai ales împlinirea mai importantă decât fericirea vine din observația că ai făcut progres, că ai evoluat și că ești un portal prin care binele se manifestă în lume. Deci în loc să urmărești un rezultat, urmărește progresul constant. Ținta, rezultatul, ți-l poți seta ca un ideal, dar idealul are ca scop să te motivezi. Uită-te la tine acum și compară-te cu tine de acum 3, 4, 5 ani. Vezi progres în toate domeniile? Dacă da, bun, ești pe drumul cel bun. Urmărește-ți idealul, fă progres, nu te supăra pe tine că nu ți-ai atins idealul și bucură-te că ești mai bun azi decât ai fost ieri. Și al treilea lucru care te poate ajuta atunci când te simți pierdut în viață este să ai încredere în univers, în Dumnezeu sau în orice ființă superioară în care crezi. Chiar dacă lucrurile n-arată bine acum, dacă ești în impas și nu vezi o ieșire, eu cred că mai devreme sau mai târziu, dacă încerci să ieși din acest impas, efortul tău va fi răsplătit. Universul nu îți dă când vrei tu, îți dă când trebuie. De asta tu continuă să îți faci treaba, continuă să depui efort și vei vedea în viitor că a meritat. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, te poți alătura canalului și vei avea acces la serverul nostru de Discord, Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă în viața de zi cu zi. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!